Cam așa arată un spawner generat de Minecraft, dar noi în episodul de astăzi o să transformăm spawnerul ăsta în cel mai util spawner de scheleți pe care îl putem avea pe Minecraft, cu sisteme automate, sortere, totul automat. Și vom face dintr-un spawner basic unul dintre cele mai eficiente spawnere care ar putea exista pe Minecraft. Deci stați până la final și dacă apreciați episodul, lăsați voi acolo un like și enjoy the video. Bă, guys, stăteam așa și mă gândeam că dacă tot facem ferma aia de scheleți acolo să fie treaba, vă dați seama că noi avem nevoie să ne sortăm și itemele automat. Adică să nu mai stăm să le punem noi, să le luăm, să le dregem și așa mai departe. Și pentru sorterul automat avem nevoie de foarte mult iron. Ideea e că eu am ceva iron aici. Apropo, toate minerele astea din chestul ăsta sunt de când am minerat la coordonate. Deci cam asta este tot ce am găsit luna trecută de la coordonatele voastre. Și am ceva iron aici, dar nu e suficient. Așa că prima dată înainte să ne apucăm de treabă, trebuie să facem neapărat o fermă de iron. Pentru că, bă, avem ce ne trebuie, sincer. Avem villagerul acolo, deci avem villageri. Și cam atât avem nevoie de villageri, că zombii sunt spawnează singur, că știți că la o fermă de iron avem nevoie de villageri și de zombie. Și mă gândeam eu să facem, uite aici, în zona asta, pentru că zona asta este o zonă destul de plată. Am găsit și o fermă pe YouTube, pentru că nu prea mă mai pricep așa. Știu în esențial cu ce să mănâncă și cum merge treaba, dar mai ales pe versiunile astea noi, nu prea mai știu cum stă treaba. Și știu că avem nevoie de o zonă plată și zona asta de aici e și așa retrasă, bă, e perfectă și aici lângă apă. Plus că noi cât timp o să lucrăm acolo la ferma de scheleți care e pe undeva pe acolo pe jos, o să ferma asta o să funcționeze. Sau cel puțin sper să funcționeze. Și partea bună e că nu avem nevoie de foarte multe iteme. Avem nevoie de următoarele iteme pentru ferma asta. Și toate itemele astea, dacă stau puțin să le adun, cred că deja le am. Ia să vedem. Deci 12 trepdoruri avem. Știu că avem nevoie de vreo 4 bărci. Da, 4 bărci cred că sunt. Facem și 4 bărci, gata, le avem și pe astea. De scări nu știu dacă e neapărat nevoie, dar o să le facem. Stați 2 secunde, nici nu știu câte scări. Cred că avem nevoie de 32 de scări. Avem 63, avem să fie. De chesturi o să mai avem nevoie? Chesturi o să fac puțin. Bă, ce caută fac asta aici? Bă, tu de unde-i venim, mă? Hopere. De hopere avem nevoie. Stați 2 secunde că trebuie să băgăm ironul ăla pe care l-avem la prăjit. O să ne folosim de el pentru că de asta la mine. Doar nu l-am scos în pământ acolo ca să-l ținem într-un chest. Ia stați, bă, guys. Cum să facem o blast meritorul ăla? Că nici nu mai știu. Blast furnace-ul ăla, de fapt. Îl găsim aici? Blast. Nu-l găsim. Asta că nu cred că blast, nu, furnace. Nu găsim. Cum să mai facem? Gata, guys. Cred că știu cum să facem. Am căutat acum pe net, dar văd că nu avem cobblestone. Stați că avem nevoie de cobblestone. De ce naiba nu am cobblestone? De că eu nu cred că am deloc cobblestone. Nu că am pe undeva pe vreun chest. Stai că iau de aici, că oricum trebuie să spar blocurile astea. Îl băgăm aici la prăjit. Stați, bă, guys, că nu mai știam cum să face smooth stone-ul ăsta. Eu nu știam că trebuie să prăjească stone-ul. Eu încercam să-l craftez acolo. V-am zis că sunt noob și că nu mai am jucat Minecraft de foarte mult timp. Și acum ăsta parcă se craftează așa, parcă. Am văzut stacul pe Google, nu că parcă. Uite, gata. Bun, și-l punem aici, luăm ironul ăsta de aici, pentru că nu mai trebuie și îl băgăm aici ca să se ia uitați cum merge. Bă, pe super speed. Forță blast furnace-ul ăsta. Talent rău de tot. Stai să mai facem. Stai să-mi fac aici niște polish de ăsta, niște smooth stone și mai facem mai multe, să băgăm tot ironul ăsta la prăjit, că bine, nu avem nevoie de chiar tot ironul ăsta, dar îl băgăm la prăjit, că n-avem ce să facem cu el în starea asta. Ne trebuie prăjit. Gata, tata, avem 3 de astea. Tata, să se iau, uite, iau și o cărbunele astea. Dăm cu a. Gata, tata, dă-i. Avem iron la greu. Avem nevoie și de 8 sleburi, le facem și pe astea. Fac. Tata, să stați că le-am amestecat aici în inventar, dar le-am făcut de oaie. Bun, sleburile aici, mâncarea asta o punem aici. Ce mai avem nevoie? Mai avem nevoie de fence gate-uri. Avem și 8 fence gate-uri de astea. Mai avem nevoie de sign-uri parcă și cred că cam atât. Ia stați așa, pac, facem și niște sign-uri. Mamă, da, am făcut cam multe, nu ne trebuia, uite, ne trebuie astea 14, dați un pic, ne trebuie pe astea 14, le punem aici. Și mai avem o galată de apă, avem și o galată de lavă și avem și lavă. A, și de multe torțe mai avem nevoie, dar pe astea le facem imediat. Acum să așteptăm să prăjească ironul ăla ca să putem să facem niște hopere. Stați așa, să mai iau niște lemn de aici, că ne mai trebuie chesturi pentru hopere. Bun, facem și hopărele, pac, a, fix 9 hopere, perfect. Punem aici, pac, 9 hopere, avem și chesturi și avem ca toate itemele necesare, mă rog, toate la care avem nevoie. Avem nevoie de villager de acolo, dar apoi o să-i aducem după, trebuie să pregătim zona aia de acolo, stați așa, să-mi iau cu mine. Dacă tot mergem să facem treabă, să facem treabă, ca să nu ne mai întoarcem aici la bază. Bun, și eu cu ferma o să vin cât mai mult în partea asta. Trag cât mai mult spre lac, pentru că dacă nu mă înșel, eu cred că pe aici pe undeva pe sub am câteva mine, sunt astea gen subacvatice, că sunt lângă lac. Mi se pare că am dat eu de ele zilele trecute. Deci hai la treabă.
Bun, deci ideea e că avem zona asta plată de aici. Acum trebuie să facem undeva în jumătatea ei. Și cred că asta e jumătatea. Dacă mă uit așa bine, nu e chiar asta jumătatea, dar fix aici o să facem. Trebuie să facem o gaură de 9x9 cu două blocuri adâncime. Deci mergem ăsta, să zicem aici, blocul ăsta ar fi cam al 5-lea și mergem de 4 în fiecare direcție. 1, 2, 3, 4. Cam așa ceva. Acum stați așa să-mi iau materialele. Acum trebuie să punem câte o găleată de apă în fiecare colț. Stați așa să-mi iau apă că eu am doar o găleată. N-am venit cu 4 găleți. Am zis că de ce să vin cu 4 găleți? Păi da. Bun, o punem și pe asta aici. Perfect. Acum trebuie să punem fence gate-urile astea, uite așa. Asta să văd dacă pot să le pun eu de aici din lateral fără să mă mai duc în... Da, de fapt, stați că mergem și le punem ca lume. Ok, acum trebuie să le deschidem. Pac frumos. Și acum trebuie să mergem cam vreo 15 blocuri în jos. Bă, stați așa că eu mă duc jos, dar nu mai am cum să urc după. Stați un pic. Stai să-mi iau că de-aia am făcut scările astea. Și o să am nevoie și de găleata cu lava acum că mergem jos, să iau lava. E bine că avem lava asta aici. Ok, am mers 15, dar asta să mai mergem încă un bloc. Și acum nu mai știu în ce asta să vedem. Soarele în ce direcție? Ce să în direcția aia? Deci noi în direcția asta avem baza. Dar aș vrea totuși, uite, să mergem cu zona asta unde vom sta noi AFK, în direcția asta spre fermă. Și cred că aici e ferma de schelet. Spawner gen. Ok, întindem două chesturi aici. Punem frumos hopperele. Acum aici vin sainurile. Fix aici peste sainuri o găleată de lava. Stați așa, ies eu de aici. Gata. Bun. Deci până acum e bine. Acum trebuie să mergem la suprafață. Bun, fix aici lângă. Bă, am venit cam aproape, dar n-are nimic. Asta o să o mutăm noi după. Acum trebuie noi să mergem, de câte am văzut eu acolo, câte fiecare colț să merge așa una, două și al treilea bloc să mergem, uite așa, câte trei blocuri și să facem în fiecare parte. Stați așa. Deci trebuie să mergem cum ar veni în direcția opusă fermei. Ok, ceva de genul. Bă, guys, știți care chestia asta, așa că eu am uitat să iau paturi, că avem nevoie și de multe paturi. De multe paturi. Avem nevoie cred că de vreo 12 paturi, ceva de genul. Vedem dacă avem lână să facem tot la 12 paturi. Știu că avem aici oițe, dar nu avem foarte mult. Okay, noi avem 16 bucăți de lână. E evident că nu ne ajung astea 16 bucăți de lână. Mai avem nevoie și aici, dacă stăm noi să numărăm oile, avem doar 2. Forță. Bravo, Aline. De ce ai tu 2 oi? Nu știu. De ce ai doar 2 oi, de fapt? Facem rost de lână și revenim. Bun, guys, și cam așa trebuie să arate camerele astea ale noastre unde vin villagerii. Aici în barca asta, asta va veni un zombie și aici pe paturile alea vor veni câte 3 villageri. Și trebuie să facem noi treaba asta cămăruțe de genul în fiecare parte. Așa, apropo, am niște săgeți mine pentru că m-am bătut cu niște pillager mai devreme. Nimic important, i-am dovedit repede. Stați așa că n-am calculat bine și mai am nevoie de un pat. Bun, lăsăm o barcă și aici așa frumos, pac. Ok, deci ce a fost mai ușor, am făcut. Asta n-a fost greu. Acum e problema că trebuie să aducem villagerii. Și cred că o să-i aduc eu frumos, uite așa cu barca. Nu cred că fac sistem de railuri. Da, ba, da, cred că o să fac doar până aici ca să-i bag aici. Și de aici îi aduc frumos cu barca, îi aduc pe apă. Sau oare să-i bag direct? Să-i ducem direct cu barca până acolo. Ia stați așa, guys. Câte blocuri avem de aici? Noi aici avem la 7 blocuri de gen. Și aici avem 1, 2, 3, 4. Deci, stați, că m-am încurcat. Deci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ăsta ar fi, mamă, e fix. Hai că facem niște minecart-uri. Stați două secunde. Stați că nu mai știu cum să fac, cred că am nevoie de redstone, par. Fim iar pauza să-mi fie, că am uitat cum să craftează orice, cred că știu doar să fac crafting table-ul în jocul ăsta, atât. Ok, eu crafteam invers, deci se craftează așa, stați, deci se craftează așa, bun, n-avem nevoie de foarte multe, facem un stack și astea alte se craftează cu redstone torch, stați să fac redstone torch-uri și cu gold. Ba nu cu redstone torch-uri. Ce am bă? Dar oricum avem nevoie și de redstone torch-uri. E bine că le-am făcut. Dar v-am zis că nu mai sunt bun, pe Minecraft-ul ăsta. Astea se craftează așa, cu un băț și cu ăsta. Gata, 6 sunt suficient. Și avem așa, trebuie să venim cu rail-ul, uite, până aici, ca să-i arunce direct acolo. Venim, uite, așa frumos. Punem și un ăsta aici cu redstone torch-ul. Pac. Și aici trebuie să-mi fac eu o scară. Da, să-mi iau blocul. Ok, facem aici așa ca un ponton. Gata. Și avem așa, de ăsta. Și acum punem un power, de fapt pun un power rail de ăsta aici, ca să fie să dea putere. Unul aici cam deja de ăsta și mai pun unul aici. Stați așa că eu n-am destule. Deci unul aici, gata, și mai am unul. O să-l punem și pe ăsta. Pac, pac, și pac. Și acum ia să vedem, are forță să-l împingă? Ia du-te. E ca uns, sunteți nebuni. Ia uita. Talent rău de tot. Și aici îl împing eu manual. E perfect. Hai după villager acum. Guys, o mică schimbare de plan. M-am hotărât să iau villager să-i aduc aici, ca să pot să-i mulțesc. Acolo n-am suficient, nu sunt foarte mulți villager acolo. Și așa că mai bine îi aduc aici, le-am pus niște paturi frumos, le dau niște fun și îi mulțesc aici. Și după de aici am distribui eu unde am nevoie. Cred că e cel mai bine așa. Acum, hai să mergem să-i luăm. Ia, hai, bă, care vrei să veni? Hai. Uite, le iau pe ăsta de aici. Ia vino, mânco. Hai. Pune-te în barcă, bravo. Și hai la plimbare. De câte știu eu, dacă mă arunc cu barca gen de la înălțime, nu ar trebui să pățesc nimic, nu? Da, nu, e ok. Hai că e ok dacă e să spar barca. Bă, nu știam că barca se poate sparge, mă, asta deja. Stai că nu mai am lemn acum. Ba da, stați, am lemn, dar n-am crafting table, deci tot n-am lemn. Gata? Unde ești, mă? Ia vino acum. Sper că nu ești supărat pe mine că te-am lovit, că n-am vrut. M-am lovit și eu, te-ai lovit și tu. Hai, urcă-te în barca. Hai, mă, dă-te așa, tu, hai. Hai, mă, nu mai vreau să se... S-a urcat porcușorul.
dă-te așa. Gata, hai să mergem. Nu, ce se întâmplă? What the fuck? Bă, de ce mi s-a scufundat barca? Gata, hai, ești aici? Ești cu mine? Gata, ești, hai să mergem acasă. Mă rog, la noata acasă. Ok, și acum să vedem cum facem ea. Eu dacă sparg barca, el acum noată. Ok, știi să nu-ți e foarte bine. Și acum vino tu, vino aici, vino aici. Bă, stai mă băiat, mă băiat. Mă, dar n-am nicio meserie să-i dau ăstuia. Bă, unde te duci, mă? Nu cu asta. Stai un pic, bă, barca mea. Băiat, urcă-te în barcă. Gata, vino cu asta. Gata, hai, te urci aici, da? Hai, urcă-te aici. Hai, mă, urcă-te odată. Gata, bă, ăsta. Bă, ești fraier? Vino mă cu asta. Unde te duci, mă? Vino mă cu asta. Bă, e fraier băiatul ăsta. Stați așa că eu nu mai am, trebuie să craftez că nu mai am minecart-ul. Mi s-a luat curentul mai devreme și de asta nu mai am. Dar unde s-o duci el, mă? Unde te duci, mă, tu? Unde te duci? Hai, urcă aici odată. Gata. Și urcă-te minecart-ul ăsta. Mai fă figuri. Hai, urcă-te în el. Gata, foarte bine. Gata, te-am pus pe roți. Acum, hai, du-te încolo. Gata, men. Ești în siguranță aici. Sau sper că ești în siguranță. Stați așa, să ies eu de aici să mă asigur că nu iese el. Bam. Gata. Și acum să mă duc să-ți mai aduc un prieten, bă. Da? Foarte bine. Finally! Am adus doi villageri aici frumos. Pac și i-am înmulțit și uitați ce avem aici de villageri. Avem, bă, nu știu exact că sunt, nu am numărat, dar avem 12 villageri sigur că ne trebuie nouă. Și ia stați așa să vedem. Deci avem 13. Mamă, ce m-am speriat de asta. Deci avem 13 villageri plus puiuții ăștia sunt suficienți. Acum teoretic nu mai avem nevoie de drumul ăsta, dar o să lăsăm momentan aici pentru că villagerii ăștia, vă dați și voi seama că nu o să-i las aici pentru că o să-mi influențeze ferma. Și după ce facem ferma, după ce mi-au toți villagerii de care am nevoie, restul care rămân o să-i mut în altă parte unde să-i mulțesc mai departe. O să mai avem nevoie de villager. Bun, hai să vedem acum cum facem să-i scot eu de aici. Da, să iau astea de aici pentru că am nevoie de ele. Am zis că nu le iau, dar până la urmă le iau pentru că n-am altele. Și nu vreau să fac risipă de materiale aiurea. Mai ales când n-am. Bun, și avem așa, deci eu trebuie să duc 3 villagerii aici. 2 secunde că oare o cădea mai în cartul aici? Cred că da. Deci fiți atenți. Mie o să -mi vine, uite așa, pac. Bun, punem uite un power rail aici și restul power rail-urile le pun aici. Bă, dar tu mă încurci, dă-te un pic mai așa. Bă, dar fix, de ce fix pe ăsta cu care am făcut trade-uri? Nu stați că nu vreau să-l iau pe ăsta. Ia dădeți-vă la o parte, mă. Bă, da. Dar stai că nu vreau să dau un voi. Dădeți-vă un pic la o parte, mă. Gata. Dă-te tu mai încolo. Gata. L-am prins. Te-am prins, fraiere. Stai un pic că n-ai un să te duci. Gata, hai. Du-te. Bă, dădeți-vă. Mamă, dar înghesuială l-am făcut aici. Bă, stați așa că după ies toți aici. Ia dădeți-vă bă la o parte de aici din drum, că trebuie să-l trimit pe ăsta. Hai, mă. Bă, dar nu vor ăștia să se dea. Hai, acu. Du-te. Ok, e aproape perfect. Stați așa să-l împing eu pe ăsta aici, să văd dacă poate să cadă mai în cartu. Perfect. Încă unul. Hai, bravo și cu tine. Stai așa, stai împing și pe din aici. Gata. Hai și tu. Bun, perfect. Bun. Deci aici e bine. Am adus primii 3 villager. Mai trebuie să aducem un zombie, dar zombie-ul îl aducem la final de tot. Trebuie să aducem villager și în celelalte părți acum. Bun, ce a fost mai bine? Nu pot să zic că ce a fost mai greu a trecut, pentru că o să fie cred că un pic mai greu să aducem zombie aici, dar tot am adus toți villagerii la locul lor. Acum ideea stă în felul următor. Până să face noapte, că abia s-a făcut zi, că abia am dormit. O să mut eu toți villagerii ăștia de aici. Mai sunt încă 5 villageri aparent și deci am 3 fermieri. Mă rog, nu contează asta. Hai să vedem un dimut. Cred că îi duc aici aproape de bază. Cel mai probabil o să-i duc pe aici pe preajmă pentru că vai sus, am nevoie de ei și nu vreau să-mi influențeze ferma aia de acolo. Deci cred că îi duc aici, că nu știu unde să-i duc altundeva. Uite, e fix aici, cred că le fac și lor o zonă. Că nu cred că o să-mi influențeze ferma. Sau să-i duc undeva în direcția aia, stați așa. Cred că mai degrabă îi duc în zona asta undeva. Uite, îi aduc aici, cel mai bine. Bun, am unit tot drumul ăsta. Acum hai să vedem dacă l-am unit bine. Bine, că n-aveam ce să greșesc aici. Hai, bă, care vreți? Unul dintre voi, care e cel mai doritor aici, nu contează, că oricum trebuie să vă mut pe toți. Hai, bă, dădeți-vă. Și ai plecat. Pa, pa! Bun, am mutat toți villagerii de aici. Acum urmează să se facă noapte și să vedem cum facem cu zombii ăștia. Eu zic că n-ar trebui să fie atât de greu să băgăm niște zombii aici, că ei oricum se țin automat după noi, dar vedem ce-o fi. Voi sunteți bine aici, da? Sunteți pregătiți de luptă? Mă rog, de luptă. Nu faceți nimic, că n-are cum să ajungă zombiul la voi. Problema e că mi se sparge și toporul, mai am durabilitate 57. Trebuie să reparăm și pe ăsta după ce terminăm aici. Ok, văd acolo primul zombie, dar văd și un creeper. Bă, aveam nevoie, sincer, la faza asta chiar aveam nevoie de un arc. Era bun un arc acum, dar ne descurcăm și fără. Hai, bă, vino cu a. Hai că e bine, uite, ăsta vine singur. Bacă te îmbarcă, bă. Gata. Hai că dacă avem cu un pic de noroc, stai mă, nu mai da. Cu un pic de noroc, într-o noapte aducem tu zombi. Să luminăm așa toată zona asta ca să nu se spawneze nimic. Trebuie să punem și niște trapdoor-uri pe aici. Dați 2 secunde să mai fac niște trapdoor-uri că până să mai spawneze zombi. Ok, aici punem trapdoor-uri, pac. Și acum să mai căutăm zombi. Până acum văd că ăștia n-au spawnat nimic. Dar acum să vedem. Uite-l și pe al doilea. Hai, bă, vino cu a, că am treabă cu tine. Trebuie că nu mai am loc să intru. Stai mă, dă-te un pic. Hai, bă, urcăm barca aia odată. Gata. Aud un, bă, stați un pic că mă bate ăsta. Uite unde au spawnat ăștia iron golem. Stați așa că nu e bine. Stați că trebuie să luminez zona asta. Da, trebuie să pun torțe pe toată zona asta ca să nu spawneze iron golem aici. Ok, am înțeles. Da, mă, nu mai da mine, lasă-mă în pace. Da, trebuie să astup eu să pun pe scările astea torțe. Bun, mai am nevoie de 2. Ia uitați ăștia unde au spawnat. Bă, da. Aici a venit singur un zombie. E perfect, bun. Bun, așa a venit ăsta mic, mai că nu mai am torțe. Stați așa. Ia, dă-te un pic așa. Dă-te un pic. Hai că n-ai cum să intre aici. Și mai am nevoie de un zombie.
Columbia. Da? Am și aici unul mic. Am aici chiar doi. Bă, e bine, bă, că ăștia vin singuri. Bravo, mă, sunteți forță. Hai că a fost mai ușor decât credeam. Și acum trebuie să, bă, deci, da, uitați unde mi-a spawnat aram. A, stați că acolo am un villager care mi-a evadat de aici. Ia du-te bă tu acolo. Dați un pic că trebuie să-i fac felul și ăstuia. Nu. Gata, acum cred că pot să dorm, nu? Cred că pot să dorm acum. Bun, acum să vedem. Deci, aici avem și aici și avem și aici. Și aici unul mic. Bun, perfect. Acum trebuie să vedem dacă funcționează. Ok, avem 10 iron ingot și 2 popiuri. O să le iau eu, să las chestul ăsta gol și să vedem dacă funcționează ferma. De câte am înțeles, ar fi ideal să marcăm toată zona asta cu fensuri și să punem torțe. Și hai să fac și treaba asta, să fiu sigur. Bă, guys, am stat avecat cam aproximativ o oră. Nu ca aproximativ o oră, chiar o oră în cap am stat și aparent am făcut 4 stacuri și 9 bucăți de iron. Ceea ce eu zic că e prea bine pentru o fermă de genul. Adică nu mi-a luat foarte mult timp să construiesc materiale, nu zic că chiar am folosit foarte puține materiale, n-am folosit multe deloc. Ce am mai făcut eu? Am pus un zombie aici și vă recomand și vouă dacă vreți să faceți ferma asta, apropo. Aveți linkul de la tutorialul fermei ăstea de iron în descriere. Și ce vă recomand eu să faceți în plus e să puneți un zombie aici deasupra cu un bloc ca să nu îl ardă soarele, ca în cazul în care se spawnează golem pe aici pe lângă, deși la mine nu a fost cazul, te-a vedeți, s-au spawnat aici, să se ducă spre el și să vină ei singuri aici, știi, să nu rămână bai. În cazul în care se spawnează. Dacă nu, nu mai puneți. Acum că am rezolvat și cu treaba asta, hai să trecem la ferma de scheleți. Eu mă gândeam în felul următor. Dați un pic să dau jocul mai încet pentru că se aude apa asta. Bun, deci eu mă gândeam în felul următor. Aici să las o cameră, nu destul de mare, dar o cameră măricică de 4 blocuri măcar înălțime. De fapt, da, de 4 blocuri. Și undeva jos să mai facem încă o cameră ca să facem spațiul de stocare pentru toate itemele care vin de la nebunii ăștia. A, și aici, bineînțeles, masa de enchant, pe care trebuie să o facem și pe asta, că n-o lăsăm așa. Și dacă vă întrebați de ce aveam nevoie de iron, noi o să trebuiască să ne facem sortele automate care necesită hopere de astea, care hopperele astea necesită iron. Și oricum, iron ne trebuie oricum. Deci haideți să limităm noi camera asta, să fac camera asta momentan pătrată ca să văd cam cât de mare mi-ar veni. Și după aia să vedem, să trecem la camera de jos. Ok, deci camera asta așa o să-mi vină mie. Aici pe peretele ăsta o să fac loc la scheleți până în cap de tot. Aici voi face liftul ca să mergem la suprafață și aici voi lăsa camera de enchant. Acum, cara cred că îmi va veni mie, uite, undeva aici, pe partea asta la altă. Bun, bă, guys, deci, din câte vedeți, avem aici spațiul de stocare pentru ferma asta de scheleți și cam asta o să fie. Avem aici odată 6 rânduri de chesturi, mai avem și aici încă 10, cred. Da, încă 10 și aici încă 3. Eu zic că sunt suficiente, că ne ajung, pentru că dacă mă uit ce iteme avem aici de stocat, avem doar bone meal și săgeți, pentru că arcurile și armura o să le fac să se ducă singure într-un gen, să se ducă singure în lavă să se ardă, că n-am ce să fac cu ele. Nici nu știu dacă pot să le stochez pe alea, să le stachez pe alea în chest. Și cam asta o să fie spațiul. Am lăsat aici loc în spate, am lăsat mai mult loc pentru că aici în spate va veni sorterul pentru chesturi și teoretic camera noastră o să vină fix asta. Și avem aici și vedem și scheleții ăștia cum se duc ei aici în sus pe cum se duc ei în sus. Și acum hai să ne apucăm să facem sorterul automat. Trebuie să mergem să luăm tot ironul de la ferma de iron pentru că avem nevoie de foarte multe hopere. Bun, ia să vedem, avem aici astea 9 stacuri de iron, stai să le iau pe toate. O să iau tot ironul, că o să avem nevoie cred că de tot. Îmi place că de la ferma asta de iron ne dă ironul direct prăjit, nu mai trebuie să-l prăjim noi. Și stai să las eu găleata asta cu apă și să iau o găleată cu lavă ca să pot să îmi iarce toate itemele astea de care nu mai am nevoie. O să avem nevoie pentru ferma asta de repetere și de comparatoare și ca să craftăm un comparator, avem nevoie de quartz. Deci trebuie să mergem în Nether acum să luăm quartz. Oh, nu, stați. Bă, dar am spawnul ăsta foarte urât aici. Ok, e bine că avem quartz pe aici până apropiere. Și care este, deci asta e cu siltaj, că mi-am pus un pic cu siltaj și l-avem pe ăsta cu fortune aici. Ok, avem aici aproape 2 stacuri de Nether Quartz. Sunt suficiente, ne mai și rămân o grămadă pentru că nu avem nevoie chiar de foarte multe comparatoare. Acum hai înapoi acasă. Bun, bă, guys, avem tot ce ne trebuie la noi, sau cel puțin eu așa cred. Mi-am luat și niște blocuri de astea de construit, să închid cărticica. Și ok, ironul l-am pus aici. Stați așa să-mi craftez prima dată hopperele. Bun, și hai să vedem. Prima dată trebuie să completăm tot rândul de chesturi, să punem chesturi până jos. Îmi vine aici primele 2 rânduri de fapt, stați așa că vreau să mai pun un rând de chesturi sus deasupra. Pac, pac. Bun, și avem aici 2 hopere. Primele 2 rânduri automat sunt hopere care intră în chest. După aia lăsăm la hopperul de jos, lăsăm un bloc lipsă și venim cu blocuri în felul următor în spatele lor. Și pe rândul ăsta de aici, pe care l-am făcut noi, trebuie să punem restul torciuri. Uite așa. După care aici în spate, un pic mai jos, trebuie să venim iar cu un rând de blocuri pentru că pe ele aici trebuie să punem noi repeatere în felul următor. Bam, bun, până aici e bine. Acum trebuie să mai punem un rând de blocuri așa în spate, după care trebuie să venim să le astupăm. Dar stați așa că trebuie să mai spar câte un bloc în sus că nu mai am spațiu. Aici pe
primul rând vin comparatoarele în felul următor, cu punctul ăsta mic în spate, în spatele chesturilor, cu fața îndreptată opuse chesturilor, gen. Ok, iar acum următoarea parte era să punem restul, uite așa, cam pe toată asta, dar nu mai am restul. Dar ca să vă arăt și vouă cam cum stă treaba cu ferma asta, să vă faceți și voi o idee, stați două secunde să mai fac un pic de spațiu aici. Mie acum, noi trebuia să punem un hopper îndreptat în comparatorul ăsta, vedeți să aibă muștucul ăla cu fața încolo, și aici pe deasupra să vină așa frumos hopperele pe care vor circula, opa, stați că pe ăsta nu l-am pus greșit, hopperele pe care vor circula itemele. În hopperul ăsta de aici punem frumos niște blocuri redenumite de noi, ocupăm rândurile astea și punem itemul care vrem noi să se sorteze și cam gata, ar trebui acum să se oprească la 41. Perfect, și acum toate itemele s-au dus în chest. Acum noi dacă mai punem blocuri aici, ele vor rămâne mai puține și cred că asta o să fac, pentru că cred că punem și mai multe. Ia stai să punem 5 să vedem cu câte iteme rămânem aici. 25, mai punem. Perfect, și am rămas cu câte 5 iteme aici, iar restul itemelor ar trebui să ajungă fix aici, în chestul ăsta. De fapt, nu în chestul ăsta, în chestul ăsta de aici, că până aici avem popere. Da, perfect. Iar noi acum trebuie să facem toată treaba asta, cam la fiecare parte unde vrem noi să avem chesturi. Dar trebuie să mă duc după restul. Bă, guys, cred că am stâns suficient de reston. Avem aici, cred că vreo 9 stacuri, dacă nu chiar 10, și am găsit și o grămadă de diamante, 53 de diamante. Și vreau să ne cărăm de aici pentru că mi-au crăpat deja pantalonii și mai are un pic și crapă și chestplate-ul. Oricum, momentan avem o grămadă de reston. Avem să ne terminăm proiectul. Și acum să vă cum e la suprafață, cred că sap deasupra. Cred că pun blocuri sub mine, pentru că ieșirea nu mai găsesc 100%. Am terminat și de făcut sorterul ăsta într-un sfârșit. Bine, mai avem să punem chesturi până jos, dar sorterul în sine, ceea ce aveam să termine, gata. Am făcut și spațiu ca să putem să trecem direct acum cu designul, să facem camera asta așa cum vreau eu să o facem. Ce am făcut aici? Am făcut un dispenser de ăsta automat care mi-aruncă itemele în lavă. De exemplu, nu știu, orice item care nu ne trebuie în sorterul ăsta. Item precum iteme precum armurile și arcurile. În rest, avem aici totul făcut. Aici am vor intra mie săgețile, aici avem oase și aici avem tot oase. Acum o să mă duc eu să-mi iau rapid materialele de care avem nevoie ca să terminăm sorterul, adică lemne ca să pot să fac chesturi să completez asta de sus până jos. Și material de la negru, Blackstone, sau cum îi zice? Nu îi zice Blackstone, habar n-am cum îi spune. De ăsta de găsim la stratul 0, stați ce să vă arăt. De ăsta, cum n-ai bai spune ăstuia? Deep slate, mă. Deep slate ăsta. Și asta dacă spar cu pickaxe-ul ăsta la altul ce avem? Că avem două. Cable disc. Da, bă, uite deep slate ăsta și cred că le iau cable de ăsta, pentru că cred că arată mai forță, nu? Ia stați un pic, că vreau să văd ceva. Cum să mai face asta? Să face aici în inventar? Da, mă, uite cu polish deep slate ăsta. Păi, ok, și dacă fac din dacă fac cu deep slate ăsta normal merge polish ăsta? Ah, nu merge. Ok, trebuie cable deep slate. Și o să iau eu foarte mult de ăsta ca să ne ajute acolo la design. Și lemne ca să completăm. Bă, guys, întrebați-mă unde am ajuns, că nu știu să vă zic. Am venit să caut un deșert și văd că am găsit aici ocean de ăsta cald sau habar n-am cum se numește, ceva de genul. Da, Lake Warm Ocean, ceva, habar n-am. Nu știu. Am venit să caut un deșert pentru că aveam nevoie de nisip și gravel, și gravel avem acolo lângă casă. O să vă arăt că mergem acasă ca să fac niște concret, că am nevoie de concrete powder. Și, bă, eu îmi făceam griji că nu avem deșert pe aici, dar aparent avem și deșert. Uitați, am nevoie de grey concrete powder de ăsta și am nevoie de ceva, să știți ce e aici. Avem și... avem aici și gravel, forță! Hai că luăm direct de aici. Bine, dar ăsta nu prea pare deșert, ăsta pare un început de deșert, ceva. Dar în fine, e tot ce ne trebuie nouă. Acum dacă tot am venit aici, hai să luăm niște nisip. E bine că mi-am făcut lopata asta talent. Din câte vedeți, am și level 61, am stat o grămadă afeca acolo la ferma aia de scheles, pentru că aveam nevoie de bun blocuri. Și am stat o grămadă afeca. Adică dacă vă uitați, suntem la ziua 156. Nu știu cum aveți voi aminte din primul episod, dar primul episod l-am terminat pe la ziua 75. Deci am cam dublat zilele și încă n-am terminat. Partea proastă e că n-am shulker box-uri încă, că uite, era bună cu un shulker box. Asta să vedem, să iau și niște gravel, să văd cam cât concret aș face. Ok, deci avem 2-3 stacuri aproape, da, cam 3 stacuri de concret, dar ne mai trebuie concret și nu mai am de asta. Bine, asta o să fac eu, rugăm asta problema, dar hai să umplu inventarul de sand, dacă tot am venit aici și să plecăm înapoi spre casă, că e jale. E jale cu construitul ăsta că durează ceva. Bun, acum trebuie să găsesc drumul spre casă, dar problema este că nu mai am mâncare deloc. Haideți, guys, că în sfârșit am găsit și eu un design așa simplu și pe placul meu, să zic așa. Adică, bă, arată bine combinația asta de grey concrete cu bone blocuri și cu deep slate ăsta, sau cum ai vei spune, polish deep slate, și chiar arată bine. Adică, nu știu, uite, dacă mă uit așa în partea asta, bă, arată forță. Am lăsat geamul ăla acolo, numai că acum urmează noi să facem, deci vedeți tot tunelul ăla pe unde vin scheleții. O să-l îmbrac tot în white concrete, în grey concrete. Aici asta trebuie completat, că momentan pe enchant am level 26, deci trebuie să mai pun eu niște de astea pe aici. Am făcut în partea asta, uite aici, scările. Numai că, bine, aici o să fie astupat toată chestia asta. O să o îmbrac eu tot în ăsta în grey concrete, ca să am acces și aici, în caz se întâmplă ceva, să strică, să pot să am acces, să vin să repar. Și am făcut intrarea asta pe aici și noi o să intrăm, uite, fix aici. Și o să îmbrac eu și camera asta tot în grey concrete. Trebuie să-mi facem designul la camera asta mică de aici. Deci, încă avem de treabă. Da, bă, mă bucur că măcar mi-a
am găsit, cum să zic eu, am găsit cum să fac tot designul ăsta de aici. Ah, și apropo, știți că eu am nevoie de acces, nu știu pe unde să fac calea de acces. Momentan o să fac eu pe aici, eu am nevoie de acces și la ăsta aici. Bine, cred că o să fac o cale de acces la toate astea. Dar două secunde, dacă vă uitați voi aici. Bun, aici a venit. Toată partea asta, tot peretele ăsta de aici, momentan asta s-a stup. Ah, dar nu mai iese schema. Fiți atenți că aici tot peretele ăsta eu voiam să fac geam ca să pot să văd sistemul ăsta. De exemplu, aici toată chestia asta să-mi fi... Opa, bă, să fi pus eu geam. Dar cred că încă pot să fac treaba asta. Opa, stai că vine. Cred că încă pot să fac treaba asta. Să mă duc să iau sticlă. Am pus aici niște sand la făcut, stai să mai pun încă un stack. La unde am pus eu sandul? Cred că e jos tot sandul meu. Stați un pic, să mai golesc din inventarul dacă am cum. Bă, dar și sticla asta, dacă o făceam eu, dacă o coloram și pe asta în gri. Bă, ce idee mi-a venit. Ia stai să văd cum dă prima oară cu geam dacă pun aici. Mamă, să fi pus geamul ăsta gri. Știți cum arată aici? Bombă. Bun, și mie mi-ar fi venit, uite așa. Bam, 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 bam. Și geamul ăsta dacă ar fi fost și gri, mamă, guys, mamă, era talent rău de tot. Hai prima oară să îmbrac tot tunelul ăsta în gri concret. Îl îmbrăcăm rapid frumos. Bă, din cărbune oare asta, zice că eu nu știu. Ia, stați un pic că sunt tare curios. În cărbune oare putem să facem culoare? Unde? Stați așa că am inventarul full. Bă, cărbunele nu putem să-l folosim cumva și la culoare? Ia stați un pic să văd eu. Sau ce, parcă lapisul mergea. Nici nu mai știu. Ia stați. Nu merge, guys, nu merge. Bă, dacă mergea cărbunele, dar nu înțeleg de ce nu mergea. Și trebuie să meargă dacă mă întrebați pe mine. Haideți că mă duc repede să mai fac rost de niște culoare, ca să pot să colorez geamul ăla, să-l pun acolo, să facem treaba, să arate fort. Și astăzi, guys, așa, dacă tot am ieșit la suprafață, haideți să mergem repede la baiomul ăla de zăpadă, că știți că opa, că aveam noi un baion de zăpadă, că acum că am siltaj, să merg să iau niște gheață ca să le pună stura pe jos, să se ducă ca lumea rău de tot. Să facem noi treaba, să fie treaba. Bun. Avem aici blue ice, parcă e asta, nu? Nu, pectai. Merge și asta. Alunecăm pe ea? Alunecăm talent rău de tot. Eu nu înțeleg baiomul ăsta, că gen e un baion foarte mic aici de gheață, gen de gheață de... Nu, baion sau habar n-am ce e asta. În fine, e binevenit. Bă, dar guys, ia stați așa, că am și o întrebare. Oare gheața asta, dacă o pun pe jos, oare nu se topește? Că aici s-ar zice că suntem un frozen pix, adică este un baion de frozen, de gheață. Și de asta nu se topește asta aici, dar asta, în mod normal, oare se topește? Sau asta se craftează, să face oare blue ice? Sau cum se face blue ice-ul, că nici nu știu. Guys, într-un final e gata. Am terminat ferma noastră de scheleți. Din câte vedeți, totul este pus la punct, să zic așa, și ca să vă arăt și vouă. Aici avem scheleții unde cad ei, unde am pus doi căței, care se omoare ca să fie fermă automată, să nu stăm noi să le dăm cu pumnul ca să fie fermă de stat afeca. Chesturile astea o să le iau eu de aici, o să le mus, sunt cu toate itemele pe care le-am folosit, pe care le-am luat de aici. Aici avem un hol, iar aici avem liftul care, din câte vedeți, săgeata asta ne arată că ne ducem sus și săgeata asta ne arată că ne ducem jos. Aici avem un soul sand cu bule care să ne ducă repede în sus și aici avem un magma bloc care să ne tragă în jos. Iar aici unde am făcut scările astea, avem tot spațiul de sortare cu masa de enchant, putem să facem și enchanturi acolo, scheleții care se duc pe apă, putem să-i vedem când trec pe acolo și totul este gata, totul este automat. V-am zis, v-am mai arătat, avem aici și astea care ne aruncă itemele de care nu avem nevoie. Ce să mai? Un proiect care a meritat munca. Eu sincer să mulțumim de rezultatul final. Vreau de la voi niște idei acolo în comentarii ce să facem cu zonele astea pe care le-am lăsat libere aici. Că sincer nu prea am nicio idee în momentul ăsta, dacă m-a întrebat. M-am jucat eu cu enchanturile, am încercat să-mi fac un arc și mi-am mai enchantat pe aici și sabia și așa mai departe, de-aia nu mai am level. Mai stau aici afecat pentru că vreau să mai fac încă o armură, dar bă, nu că în mare parte. Powerul ăsta este gata. Probabil ce să mai facem noi să ascundem torțele astea, să luminăm pe aici fără să mai vadă torțele. În rest totul este pregătit. Aici avem și liftul, după cum am zis, afară că e noapte, nu? Da, afară e noapte. Aici afară o să facem noi ceva, momentan o să lăsăm așa pentru că aici cred că voi construi ceva, gen deasupra o casă sau habar n-am, vedem în episoadele următoare, deci momentan lăsăm așa. Și da, bă, băieți și fete, cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul acela de like și noi desigur ne auzim data viitoare. Ciao.